toate întrebările pe care ai vrut să le pui, toate răspunsurile într-o singură carte, doar pentru tine de la Vocea lui Dumnezeu înregistrată. Cartea răspunsurilor de la Vocea lui Dumnezeu înregistrată. Cartea răspunsurilor. Sunt Vocea lui Dumnezeu pentru tine. Voice of God Recordings. Good morning. Bună dimineața, suntem în 19 februarie 2022. Din nou, este un privilegiu să primesc o scrisoare de la un profet al lui Dumnezeu în Jeffersonville, Indiana, pentru mireasa mondială a lui Iisus Hristos, care se adună împreună pentru a asculta acest cuvânt minunat. Înainte de a intra în scrisoare, vreau să vă citesc această definiție a ceea ce spune frate Branham, că este un ghicitor, este un imitator al unui profet. Ați văzut păstori, evangheliști, ridicându-se și în personificarea darului profetului sau să spună că cuvântul vine la ei. Și frate Branham definește că atunci când se dau drept profet, atunci aceea era o blasfemie. Iată aici citatul din Pecetea 7. Un ghicitor este un diavol. Vedeți, duhul diavolului cu siguranță. Știați asta? Congregația spune amin. Absolut, ghicitul este o personificare a unui profet. Ceea ce este o blasfemie absolută în fața lui Dumnezeu. A șaptea pecete. Așa că nu vrem să avem nimic de-a face cu această slujbă. Cele cinci feluri de slujire trebuie să-și păstreze locul. Ei nu sunt interpreții divine ai cuvântului. Ei trebuie doar să repete și să ne încurajeze pe tine și pe mine să ascultăm cuvântul în forma sa originală. Acum, aici este scrisoarea fratelui Joseph Branham. Dragă mireasă stimulată, când a sosit ziua mesajului, eram cu toții într-un singur acord, într-un singur loc, din întreaga lume. Când deodată s-a auzit un sunet din cer ca un vâjuit de vânt puternic. Bună seara, prieteni! Să ne ridicăm acum doar un moment pentru rugăciune. Duhul Sfânt a umplut toate casele și bisericile în care stăteam cu prezența sa. Apoi, puterea descoperirii cuvântului a început să producă o stimulare a bucuriei, o stimulare a satisfacției, stimularea faptului că este adeverit. Este dovedit că suntem mireasa aleasă și iubită a lui Iisus Hristos. Noi așteptăm cu mare nerăbdare ca cele șapte tunete să își exprime vocile lor către noi. Pentru că știm acum, fără nicio urmă de îndoială, că noi suntem acel grup care a luat cuvântul lui Dumnezeu. Vom felia și vom tăia cu el. Putem închide cerurile, putem închide asta sau putem face asta, orice vrem noi. Dușmanul va fi omorât de cuvântul care iese din gura noastră, pentru că el este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Putem chiar să chemăm 100 de miliarde de tone de muște, dacă vrem. Orice spunem noi, se va întâmpla, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu. Vom avea complet controlul suprem asupra Pământului, pentru că suntem un Dumnezeu amator. Dumnezeu este Dumnezeul Universului, pretutindeni, dar noi vom avea Pământul sub controlul nostru. Putem vorbi, putem numi, putem spune, putem opri natura, putem face tot ce vrem.
Este moștenirea noastră care a fost restaurată. Satana spune, dar ei sunt vinovați. Dar el strigă și spune, nu sunt. Ei și-au mărturisit păcatele și stau înaintea mea complet justificați. Nici măcar nu mai amintesc. Ei sunt absolut fiul meu. Aceasta nu este ideea noastră, nici cuvântul nostru, ci este cuvântul Lui, promisiunea Lui, căci Dumnezeu nu își schimbă niciodată planul Său sau modul Lui de a face lucrurile. El se folosește întotdeauna de om, iar El ne spune că noi suntem mireasa Sa de plin restaurată și manifestată care a rămas cu cuvântul Său. Noi nu am stat cu nimic altceva decât cu cuvântul Său original. Nu am cochetat sau nici măcar nu ne-am uitat la altceva, ci am rămas cu vocea Lui Dumnezeu, cuvântul întrupat, făcut trup, stâlpul de foc adeverit, Fiul omului. Așa vorbește Domnul. Noi suntem mireasa cuvânt Fecioara Lui. Vorbim despre stimularea prin descoperire, la fel ca sora noastră de la fântână. Nu a trebuit să zăbovim toată noaptea și nici să zăbovim până noaptea următoare. Noi o avem chiar acum. Noi suntem sămânța Lui. Acea lumină care ne-a mângâiat și ceva dinăuntru nostru izbucnește la o nouă viață. Acum suntem pe drum și le spunem tuturor. Am reușit. Toate întrebările au luat sfârșit. Dumnezeu însuși ne vorbește cu fiecare mesaj pe care îl auzim, spunându-ne, voi sunteți cei pe care îi așteptam. Acum am să vă duc în luna noastră de miere. V-am făcut o casă frumoasă. Totul exact așa cum vă place vouă. Vom petrece în veșnicia împreună. Pentru noi, adevărul promis de cuvântul lui Dumnezeu a fost adeverit și descoperit. Ioan 14:12, Ioel 2:28, 2 Timotei 3, Maleahi 4, Apocalipsa 10, acum suntem plini de ulei și am ajuns să fim stimulați. Ați dori să aveți parte de acea stimulare? Puteți, dar există un singur loc de unde să o obțineți. Ca atunci când Iisus a fost la nuntă și ei au rămas fără vin, ei beau cu adevărat vin și acesta le dădea stimulare. Dar acel bun vin venea direct de la Iisus însuși. Veniți să beți cel mai bun vin și să primiți cea mai bună de stimulare prin descoperire. Cu noi duminică, la ora 12 după amiaza, ora locală în Jeffersonville, ora 19 în România, când vom asculta pecetea a patra, 63-0321. Fiți gata să vă îmbătați de vinul Duhului Sfânt. Fratele Joseph Branham. Scripturii pentru a fi citite în vederea ascultării mesajului sunt a pecetea a patra, 63-0321, sunt Sfântul Matei, capitolul 4, Sfântul Luca, capitolul 24, versetul 49, Sfântul Ioan, capitolul 6, versetul 63. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38.
Apocalipsa, capitolul 2, versetul 18 până la 23. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 7 până la 8. Apocalipsa, capitolul 10, versetul 1 până la 7. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 13. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 1 până la 14. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 12 până la 16. Și Apocalipsa, capitolul 19, versetul 15 până la 17. Geneza, capitolul 1, versetul 1. Psalmul, capitolul 16, versetul 8 până la 11. 2 Samuel, capitolul 6, versetul 14. Ieremia, capitolul 32. Ioel, capitolul 2, versetul 28. Amos, capitolul 3, versetul 7. Maleahi, capitolul 4. Aceasta închide scrisoarea fratelui Joseph Branham. Acum noi apreciem că ați venit și citiți cu noi scrisoarea fratelui Joseph Branham de la Tabernacul Branham. Și vreau să vă reamintesc, dacă ați ascultat acest videoclip, acest lucru până acum pe care Iisus l-a spus în Luca, capitolul 24 și versetul 25. Voi citi. Apoi le-a spus lor, o, nebuni și înceți la inimă ca să credeți tot ceea ce au spus prorocii. Chiar și Iisus a spus că trebuie să credeți tot ceea ce au spus profeții. Dacă credeți că Dumnezeu a trimis și a împlinit cuvântul său din Maleahi 4 în fratele Branham, atunci știm că trebuie să credem tot ceea ce a spus profeții și îi mulțumim Domnului că este înregistrat pe bandă și face parte din slujba mondială a benzilor. Așa că îi mulțumim Domnului că putem să-L ascultăm și să-L auzim din nou, pentru că a fost depozitat și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze și Shalom. www.brahamtabernacle.org și www.svfellowship.info